Bună seara patrioți, bine v-am găsit, ne revedem iată după ceva timp la un nou live pentru că extrem de multe lucruri s-au petrecut în această perioadă și eu nu am mai intrat să povestim deoarece am avut diverse acțiuni în derulare și foarte multă lume s-a întrebat dacă mai vin, dacă mai reu emisiunile. Da, reiau emisiunile și o să fim iarăși ce am fost și mai mult decât atât. Propriu zis, ca să-l citesc pe Petru Raleș, un citat foarte drag mie. Dragilor, treaba este extrem de complicată pentru cei care vor să știe exact data la care voi începe emisiunile. Probabil că în luna februarie e posibil chiar săptămâna viitoare fiindcă mulți dintre voi au zis, domne, uite care e situația, Lazarus a pățit ceva și nu mai are curaj să vină, să ne spună realitățile, să povestească fără perdea despre ce-i vorba. Nu, nici vorbă, pur și simplu în această perioadă am stat, m-am uitat în stânga, m-am uitat în dreapta, am avut și niște ședințe pe la CNA, am fost acolo reclamat cu o emisiune, m-am dus să argumentez în fața CNA-ului că nu am dorit să lezez pe nimeni printr-un discurs la care participau câțiva invitați despre vaccin și despre felul în care trebuie, nu-i așa, să fie informată toată lumea cu privire la vaccin. Și vom discuta, desigur, despre toate aceste lucruri pentru că avem câteva chestiuni de punctat. În primul rând, e de punctat treaba asta cu cenzura, apropo de faptul că mă întreabă foarte multă lume că nu m-am mai văzut, că nu știu ce. Păi, domnule, mi-au dispărut toate postările din ultimele două săptămâni. Cei care au citit ultima mea postare, ea se referă fix la faptul că mi-au dispărut, efectiv, două săptămâni din timeline. Nimeni nu știe ce s-a întâmplat, nimeni nu știe dacă Facebook a cenzurat această treabă, unii spun că ar fi un atac informatic, nu mi-aduc aminte ca cineva să se fi confruntat cu asemenea situație. Deci, atenție, nu primești niciun fel de Avertisment. Nu ți se suspendă contul, nu se întâmplă absolut nimic și într-o bună zi când te scol de dimineață constați că nu mai ai ultimele două săptămâni. Deci la mine au picat deodată toate postările, unele dintre ele erau chiar și cu copii. am fost cu Ana pentru că era vacanța copiilor și am fost cu Ana până în Egipt, că am vrut să ia și eu un pic de aur, de aer după ce a stat practic un an de zile în casă, și iată că m-am trezit cu această surpriză. Deci, două săptămâni erau chiar și poze cu ea, niște chestii total inofensive, unele dintre ele. De -aia eu aș vrea să cred, am făcut o serie de reclamații la Facebook, că nu este vorba despre o intervenție agresivă a Facebook-ului în contul meu, pentru că ar fi chiar ciudat. Și chiar nu vreau să cred treaba asta. Și aștept aceste. Răspunsuri de la Facebook. Dacă Facebookul nu răspunde în timp util, va trebui să fac o plângere penală. Pentru că eu suspectez atunci că este vorba de un atac informatic. E, în cazul ăsta, înseamnă că cineva a putut să treacă peste barierele de protecție ale Facebook-ului, a intrat în contul meu și mi-a făcut contul varză. În sensul că mi-a depostat niște fotografii și le-a repostat și totodată mi-a șters postări cu texte și cu fotografii din ultimele două săptămâni. Deci în perioada 26 ianuarie, 8 septembrie, toate postările au fost șterse. Motiv pentru unii dintre voi că să spuneți, domne, dar nu te mai vedem. Ce, ce s-a întâmplat? Te-au speriat ăștia? Ce s-a întâmplat ceva? Emisiuni nu mai faci, pe Facebook n-ai mai apărut, nu ne-ai mai zis nimic, lucruri și alte uh, ipoteze. Deci trebuie să vorbim desigur, și despre ce s-a întâmplat în aur chiar acum câteva două ore. Faptul că Șoșoaca a fost exclusă din partid, ceea ce era previzibil. Eu am prevăzut această chestiune de mult și am și spus-o. Și o să discutăm și despre treaba asta. O să discutăm și despre incendiile din spitale și despre faptul că nimeni se pare că nu dă socoteală. Atențiune, astăzi avem 18 victime de la Uh, ultimul nefericit incident de la Balș, și acum eu am o nedumerire, că tot m-a întrebat cineva pe uh, Facebook astăzi că, domne, de ce nu ieșim în stradă să facem să trecem? Păi, uh, haideți să vă spun ceva, eu ies în stradă, eu n-am niciun fel de problemă, dar eu nu ies în stradă cu 15 pe cum face Simion ca să-l vadă televiziunile. Eu ies în stradă cu, un, cu o masă critică de oameni, de la câteva sute la câteva mii ca să schimb ceva. Altfel, ca să ne lăudăm pe la televiziuni că scoatem noi oameni în stradă, nu facem nicio șmecherie. Că noi, de fapt, nu scoatem oameni în stradă. Noi ne ducem cu 15 inși în fața Ministerului Sănătății. Și eu de atunci am suspectat că deja lanțul de iubire s-a rupt și că între ei nu mai există comunicare. Că ei făceau mitinguri separat. Venea Simion la Ministerul Sănătății, îi făcea meeting. La mitingul cu pricina m-am dus și eu. De la televizor se vedea că e cu mare mulțime, când am ajuns acolo erau treci uh, dacă erau și aia. Mulți nu erau din aur. Și atunci am stat și m-am gândit, zic, bă, asta dacă ieșea numai cu parlamentarii aur care stau la locuri călduțe în parlament și erau peste 40. Dar el era cu 2-3 și câțiva oameni obișnuiți care, cum m-au văzut, eram cu avocatul Dan Chitic, venisem chiar de la o emisiune de la România TV și cum m-au văzut acolo, au venit toți la mine. Ce faceți, domnul Lazarus, că ce facem cu ăștia, că nu știu ce. Păi, bă, băieți, ce să facem, bă, cu ăștia? Adică 18 morți sunt astăzi, 15 dinainte de la Piatra Neamț, și domnul ministru ăsta impostor, care n-are decât un, așa zis, master de un an, Acum, între noi fie vorba. Pentru cei care nu știu, pur și simplu. Dar eu sunt convins că voi știți. Băi, nene, când te apuci să faci un master, trebuie să fi făcut studiile universitare. Masterul este studiu postuniversitar. Deci, automat ai făcut liceul, ți-ai dat bacalaureatul și, după aceea, noi avem o problemă cu această chestiune. Și anume că, dacă ți-ai dat bacaloreatul, poți intra la facultate. Faci facultatea. 3 ani, 4 ani, 5 ani, 6 ani, depinde ce tip de facultate e. Uh, și după aceea îți dai examen de licență. Când te duci să faci masterul, prezinți diploma de licență și în acel moment te poți înscrie la master. Acest individ, șoricelul ăsta de... Uh, nu e o jignire, e așa ceva, un alint. Și ori cel ăsta de Voiculescu, care vremelnic este astăzi ministrul sănătății. Bă, băiatule, păi ce facem mai aici? Păi tu ai ajuns ministrul sănătății cu un master de un an pe care l-ai făcut în 11 ani? Stai că nu înțeleg despre ce e vorba. Păi cum vine asta? Deci, tu ai mai fost ministru după colectiv, da? Ăsta era unul care țipa tare, avea, era vocal așa, avea gura mare la colectiv. Domne, că PSD-ul, că nu știu ce. Foarte bine. Ponta, pe care nu-l agrez, doamne ferește, nici nu vreau să-l văd, așa, alt oportunist și ipocriții ăla, Ponta și-a dat demisia cu tot guvernul, da, și-a plecat. Piedone și-a dat și el demisia din funcția de primar și-a plecat. Iată. Deci atunci toată lumea a fost mulțumită. Au venit ăștia un an și un pic la guvernare. Bă, după, după doar un an a venit PSD-ul pe cai mari de prost ce guvernaseră seră ăștia. Și acum noi nu ne-am învățat minte. Acum noi după alți patru ani, după un nou ciclu electoral, nu? Parlamentar, ne trezim cu aceeași în funcții. Adică cu cine? cu ipocritul ăsta, șoarecele ăsta, care nu are studii, băi băieți. Păi cum ai tu tu peu să vii în fața mea cu o hârtie că ți-ai făcut un prăpădit de master de un an în 11 ani și care master a fost echivalat cu studii superioare? Bă, hai să ne înțelegem. Niciodată în lumea asta, niciunde, ăla e un fals. Deci ăștia toți trebuie anchetați pentru fals. Înțelegeți ce spun eu? Voi Culescu și cu tanti aia, nu mai știu cum o cheamă, care i-a dat hârtia aia, prin care i-a echivalat printr-o hârtie de, pe care a prezentat-o el, că ar fi făcut un master, i-a echivalat că el de fapt ar fi făcut și o facultate de patru ani, să zicem. Da? Deci ăștia trebuie anchetați imediat pentru fals și us de fals. Pentru că ăla este un fals ordinar. Niciodată, niciunde în lumea asta academică, universitară, nu există posibilitatea ca o diplomă de un, așa zis, carton care reprezintă că faptul că tu ai făcut un master, auzi, un master de un an în 11 ani, da? Deci niciodată ăla nu va fi echivalat cu facultatea. Plus de asta, el s-a înscris fraudulos acolo la masterul ăla. Pentru că el nu avea Diploma de licență. Nu te înscrii la master dacă nu ai diploma de licență. La master nu te duci cu diploma de bacaloriat. Că de ei zice masterului studii postuniversitare. De ei spune așa. Pentru că e postuniversitar. Iar universitar înseamnă facultate. Deci, aici este vorba de o fraudă, aici este vorba de fals și de fals în acte. Ăla ar trebui să-și dea demisia imediat sau să fie săltat și studiat și a închetat împreună cu tuta aia care i-a dat adeverința ca să îndeplinească el funcție de ministru în guvernul Cioloș. Da? Că noi discutăm de guvernul Cioloș acum. Ce a făcut el în guvernul Cioloș? El a venit după colectiv și a zis, domne, după colectiv, iată, PSD-ul a guvernat prost în niște papagali, ok. Foarte bine. Nu sunt un susținător al PSD-ului, ca să ne înțelegem. Într-adevăr, ăia nu aveau chestiuni normale Dă bun simț, firești, de intervenție la momentul colectiv. Deci, vieții oameni au murit ulterior. 65 de oameni, 64-65 de oameni au murit la colectiv. Acum au murit 18 și cu 15, 33 de oameni, jumătate. Da? Deci atunci au plecat toți, a plecat toată garnitura, acum nu pleacă nimeni. Acum ăștia sunt toți ok, n-au niciun fel de problemă, totul e perfect. Păi stați mă puțin, stați să ne înțelegem că nu, ceva nu e ok. Deci ăsta este un impostor care nu are cum să ocupe de principiu postul de ministru. Că postul de ministru se ocupă cu studii universitare. Deci el e un fake acolo, el nu are cum să ocupe postul ăsta. 1. doi, nu a luat măsuri nici atunci când a stat un an, nu a luat măsuri nici acum, că el venea după Piatra Nemț acum. Deci atunci a venit după colectiv, acum a venit după Piatra Nemț. Și ne trezim în fiecare zi că mai auzim că moare câte un om. De la povestea asta cu Balșu. Și nimeni nu e tras la răspundere. Și ne trezim că vrea Simeon cu aur să facă un miting, și după ce îl face, nu mai face altul. Păi stai mă puțin. Deci tu ai făcut miting când erau 5 morți, și acum când sunt 18, nu mai faci miting. Păi când era mai grav? Când erau 5 morți arși carbonizați, vai de mama lor, sau când acum când sunt 18? Da, o da afară pe șoșoac. Băi, acum eu sunt obligat de împrejurări să vă redau o situație care a fost în campania electorală. Bă, omul ăsta, Simion cu aur, el a avut 0,6 la alegerile din uh, septembrie. 27 septembrie, alegerile locale. Deci el și cu partidulețul lui, Atâta a putut el să ia. 0,6. Și când făceam noi meeting, apărea și el pe acolo, da? Dar nu era cu noi la meeting. Noi nu l-am invitat vreodată la meeting. Noi nu făceam meetinguri politice, da? Toată vara. Din mai și până în octombrie. Deci noi nu făceam meetinguri politice. Noi făceam meetinguri civice. Noi încercam să atragem atenția oamenilor că pandemia asta nu e chiar pandemie, Că cifrele nu se susțin, că testele dau niște rateuri, că intenția de a face vaccin nu este ok. Și aici o să discutăm și despre treaba asta cu vaccinul. Că ați văzut că am postat pe contul meu și un mesaj al doctorului Duță, care e un eminent chirurg de la universitar și care a spus câteva lucruri de bun simț. Așa. Și el nu avea și nicio treabă cu noi. Da? Acum fă că el își revendică mitingurile dinainte. Păi tu n-ai prietene, la mitingurile alea. Șoșoaca a participat la mitingurile alea. Și Șoșoaca a fost cea care a venit, invitată de mine, da? Că mie ce-mi plăcea la ea? Bă, femeia, dacă erau 15 inși acolo, ea se ducea și vorbea pentru 15 inși. Adică avea determinare asta, așa. Să aplombă asta, să vorbească ea pentru 15 inși, dacă erau 15 inși acolo. Și eu am invitat-o la emisiune. Nu a invitat nimeni făcuse câteva emisiuni pe la Nașu și după aia au dat ea embargo. Ca așa e la mod. Acum, una, două, îți dau ăștia embargo la televiziune, nu mai apare. La revedere, pa, te-am pupat. N-am cuvinte. Deci, eu am invitat-o la inedit, la emisiunile mele, care se transmiteau în live aici, în online, și care au făcut milioane, milioane de viuri. Da? În felul ăsta, ea a putut să crească de la 5 like la mii de like și la popularitate și nu știu ce. Când a fost incidentul de la Sfânta Parascheva, Simion nu a fost acolo, ca să ne înțelegem, dacă cineva are impresia că el a fost acolo. Nu, a fost eu cu șoșoacă. Da? Deci nu a fost el acolo, la Sfânta Parascheva. El, ulterior, nu a fost nici la Sfântul Andrei. Da? Unde era ăsta Teodosie, la fel cu șoșoacă și așa mai departe. Deci nu a fost nici acolo, nici acolo dar a beneficiat partidului din aceste acțiuni. De ce spun asta? Pentru că, pentru cine nu știe, Șoșoacă la Iași a luat 14%, da? iar Simeon la București a luat, cât credeți? 5%. Păi ce președinte de partid ești tu, mă, tati? Dacă tu iei 5% și Șoșoacă ia 14%. De ce? Pentru că fusese acolo la Sfânta Parascheva, nu? Că asta a fost impactul de mare, am de aia și ea s-a dus să candideze acolo. La Tulcea și la uh, Constanța, care sunt uh, reprezentante, practic sunt sub arhiepiscopia Tomisului. Și a fost acțiunea cu Sfântul Andrei, cu uh, arhiepiscopul Teodosie. Cât s-a luat? Tot așa, 14-15%. Deci s-a văzut clar implicarea pe linie bisericească a oamenilor a ortodoxilor, care s-au săturat de cetățeni care nu-și asumă să voteze pe Biblie, când intră într-o funcție publică, s-au săturat de fel de fel de povești din astea de a dormi copii cu, uh, vezi, Doamne, drepturile omului, care nu se respectă nici alea. Și atunci, normal că în bloc s-au dus și au votat ce? Aur. De ce? Datorită lui Șoșoacă, nu? Datorită nouă altora care fusesem acolo, avusesem implicare în poveștile astea, da? Și el s-a trezit de la 0,6 cât luase în locale, la 9%. Pe cum faci săritura asta de la 0,6 la 9%? Prin aportul pe care ți-l aduc niște oameni care, în stilul meu, ori nu candidează, sau, cum a fost șoșoacă, s-au hotărât să candideze în ultimul moment. Foarte bine. Acum a dat-o afară. Bun, a dat-o afară de ce? Că, ba, a avut o declarație în partid, în plenul Parlamentului, care nu i-a convenit lui lui Lavrică, la care e misoginul șef al partidului și care se ocupă de uh, scrituri din astea interesante, el fiind tot un filozof, sau unul cu pretenții de filozof, așa, uh, sau că a făcut petrecere uh, cu soțul și că la petrecere i-a dat dedicații lui Arafat. Nu e foarte clar de ce a dat-o afară, dar probabil că o să-mi povestească ea mie. Cert este că acum urmează o ruptură în aur. De o parte se va duce Partidul Neamul Românesc, de cealaltă parte se va duce foarte frumos uh, Partidul Aur. Adică se va crea o falie. Acum, în funcție de câți se vor duce cu șoșoacă, Simionică, care are 5% de deștept ce e, și avea 0,6% la locale, da? Probabil că în final o să rămână cu trei în Parlament. Că, că, asta a fost și soarta lui Diaconescu cu PPD ul pe vremuri, în 2012, pentru cine își aduce aminte. Deci a făcut o mișcare destul de proastă. E tocmai păfăraș acum. Da, bineînțeles, lui îi place să se plimbe, să duce pe în Polonia, să duce pe la Bruxelles, apare pe la, pe la televizoare și e foarte calm. După aia, când apare pe Facebook, nu-i mai place la televizor. Adică pe Facebook critică televiziunile, dar după aia se duce invitat la toate televiziunile. Asta este foarte interesant. În Simion sunt doi. Doi Simioni. Adică ăla care apare pe Facebook e unul și care critică televiziunile, ăla care e la televizor este altul care e băiat ca lumea și este foarte ponderat și este foarte ok. Acum, apropo de Facebook și de cenzură, iată cum îmi dispar mie două săptămâni din această din timeline și sunt cenzurat și mi-au mai fost tăiate practic emisiunile pe care eu le-am făcut despre Ivermectină încă din luna octombrie-noiembrie au fost șterse de pe YouTube deci pe YouTube mi se taie emisiuni, pe Facebook îmi dispar două săptămâni bă, dar ce să vedeți eu n-am făcut niște aventuri așa de periculoase ca Simion, adică să blocheze circulația să se ducă el cu aceia 7, 8, 10, 10 inși în piața Victoriei, să pună autobuzul acolo, să facă tot felul de vitejii din astea. Eu n-am făcut toate astea. Și nici n-am avut un limbaj foarte radical. Dar pe el nu l-a cenzurat niciodată. Nu e drăguț. Adică cum trecu pe toți ăștia care avem acest tip de discurs, care nu îndeamnă decât la puțină logică. Discursul nostru nu îndeamnă decât să gândiți, vă îndeamnă pe voi să gândiți, să nu mai luați de bun tot ce spun ăștia pe la TV. Am văzut că și principalul vector de imagine al COVID-ului și al vaccinului respectiv, nenea Gâdea, care ne-a disperat un an de zile, acum o cotește și el ușor. Ușor, ușor, pac, parcă ajunge la concluzia că, vezi, doamne, n-ar fi chiar ok cu vaccinul. L-a întrebat Badea parcă seară. Da te vaccinezi și tu... Mister Gâdea, n-a zis nimic. Ia uite, tati, va să zic că îndemnați pe toată lumea să se vaccineze, dar Badea nu se vaccinează acum, mai așteaptă. Dar nici și Gâdea când e întrebat dacă se vaccinează, nu zice nimic. Nici că se vaccinează acum, nici că mai târziu. Păi cum n a zis voi că e bun vaccinul? n a zis voi că e tot ok? A, ah, probabil că s-o fi gândit la asistenta aia de la Nasta, culmea, Adică iese aia Beat Beatrice, sau cum o cheamă, Maler aia, iese că și-a luat și niște bănuți ca să apară în clip. Și apare în clip ea cu Gheorghiță, cu toți ăștia. Și acolo când apar în clip îndeamnă pe toată lumea să se bage în seamă și să se ducă repede să înghesuie să facă vaccinul. Dar propria ei asistentă, au zis bă, oameni buni, deci propria ei asistentă a lui Madame Maler, marea directoare a Institutului Nasta, care este ceva minunat, e extraordinar, moare după ce se vaccinează. Și acum, de vreo 5 zile încoace, toată lumea se gândește cum să o dea cu necropsia, domne. Știți că, deși e știrea de vreo 5-6 zile, asistenta asta care a murit biata de ea, condolențe familiei soiete, Dumnezeu săraca, după ce a făcut nenorocitul de vaccin, deci asistenta asta Uh, nu a fost nici până acum. Sau poate a fost, dar nu avem noi date. Poate să ține secret, eu știu care e manevra. Deci nu avem date cu privire la ea. De deci ce a murit ea? De deci ce a murit? Că pur și simplu lumea s-a trezit că a dispărut din peisaj. Și noi nu știm de ce a murit asistenta de la NASTA. Dar știm că s-a vaccinat înainte, ok? Bun. Și, madame Beatrice Maller, nu iese acum să cum face ea așa cum apare, și eu mă vaccinez. Vai, lăsați, păi du-te mă și vaccinează-te. Eu te-ai împins o amărât asta de la spital, de la tine și beata femeie a murit. Să zicem că n-a murit din cauza vaccinului. De ce de 5 zile nu dați voi rezultatul vaccinului? Vă întreb. Nu e nicio acuză. Imeleu, trezește-te la realitate, Imeleule. Mai ești în stare să dai un răspuns corect? De ce IML-ul nu dă răspunsul, uh, raportul necropsiei cu privire la asistenta de la Balș, care a murit după ce s-a vaccinat? Uh, e ceva ce nu știm noi? E vreun secret acolo? E vreo problemă? A mai fost și amărâta aia, tânără și ea, săraca, din Vulcea. I-a căzut fața. Apare bezmeticul ăla de la Timișoara și zice, oh, păi e ceva normal. Adică e ceva normal ca după ce te vaccinezi să scadă fața. E ceva normal. a o, o, o chestie. Deci întotdeauna când ăștia bieții oameni mor după ce se vaccinează, ei aveau niște comorbidități. Ei aveau niște probleme mari dinainte și s-au vaccinat și au murit. Deci cu alte cuvinte mureau oricum. Păi cu alte cuvinte de ce nu merge și la COVID? Adică îi pui pe seama COVID-ului când mor, dar pe seama vaccinului nu îi mai pui când mor. Nu, 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 că ei aveau probleme mari dinainte. Voi vă dați seama care e manipularea? Asta e manipularea. Manipularea este că încerci să ridici o problemă, cum a fost și cu fetița de patru ani. Deci doamna Păvăloie a venit la mine la emisiune și a spus, beata femeie, pentru emisiunea aia am dat cu, sub, cu subsemnatul la CNA, a venit beata femeie la mine și a spus, domne, fata mea nu a murit de COVID și am solicitat să se facă necropsia și s-a făcut necropsia și a venit la mine medicul legist și am întrebat Doamna doctor medic legist, uh, fetița mea a murit de COVID și aia i-ar fi spus, citez, ce, ce, relevanță mai are acum? A, ce relevanță? Are relevanță să o plimbați voi pe beata femeie prin toate televiziunile și să vorbiți despre cazul fetiței ei de patru ani care ar fi murit de COVID. De ce? Ca să sperie pe toată lumea, nu era logic. Bă, aveți grijă, copii, nu știu ce. Asta mă deranjează pe mine. Această dublă măsură. Dublă măsură. Vă zic că dacă ești bolnav, ai comorbidități, ești bătrân sau tânăr, că sunt și oameni uh, bolnavi, dar tineri, și mor de COVID, COVID-ul a venit peste și a făcut și a adres și a nu știu ce, și bietul om a murit. Dacă, pe de altă parte, lucrurile stau invers, te vaccinezi și mori, niciodată n-ai murit de vaccin. Nu, nu, nu. Vaccinul nu are nicio legătură. Dar uite ce zice doctorul Duță în acest, dacă îi pot spune așa, chiar un fel de comunicat. Și aș vrea să citez exact din ceea ce spune el ca să nu cumva să fie uh, interpretat, că am zis eu altceva, uh, mesajul e și pe contul meu și zic așa, zice așa orice medic, deci fii atent, un medic, chirurg reputat, de la Uh, spitalul universitar din București, adică fanion al spitalelor din România, nu? Un medic spune despre colegii lui, despre ceilalți medici. Orice medic căruia îi pasă câtuși de puțin, îi va comunica pacientului doritor de vaccin, adică el ce ia în calcul? Ia în calcul faptul că vine omul să se vaccineze determinat. Domne, eu din ce m-am uitat pe la televizor, ce am mai citit și eu, am ajuns la concluzia că vreau să mă vaccinez. Ok, și vine la doctor. Și doctorul zice, doctorul Duță, ar trebui să-i comunice următoarele. De bun simț. Chestiuni de bun simț zice. 1. Vaccin, vaccinul de azi nu este vaccin în sensul acceptat până acum un an. Pur și simplu s-a modificat definiția corespunzătoare, iar ceea ce primim azi se numește vaccin. Este doar un truc inventat pentru a se acoperi noțiunea de terapie genică. Atenție, e ceva foarte grav ce spune doctorul Duț aici. 2. Este aproape sigur că această nouă terapie vă asigură imunitatea temporară, temporară față de o anumită versiune a virusului. Adică nu știm dacă e eficient față de tulpini noi, gen britanică sau sudafricană. Bă, deci un doctor care e responsabil, și care crede că colegii lui ar trebui să comunice tuturor pacienților care vin la el, la medicul respectiv, să facă vaccin. 3. Știm cu aproximație efectele adverse pe termen scurt, dar nu și pe termen lung. Nu știm cu precizie dacă acest vaccin îți va provoca o boală oncologică peste câțiva ani. Boală oncologică fiind, de fapt, cancer. Deci, practic, ar trebui ca medicul să spună, domne, uite, așa, așa, așa. Uh, cinci, chiar dacă... A, uh, 4 patru, scuze Scuzați, uh, patru, Este posibil ca vaccinarea masă să fie un fiasco. Adică un eșec total. Deci tu când vii acolo și zici, domne, eu vreau să mă vaccinez cu tare. Ăla să-i spună doctorul. Domne, e posibil ca vaccinarea masă să fie un fiasco. De ce? Pentru că dacă acest lucru se poate întâmpla în mod real, dacă nu reușim să vaccinăm un număr semnificativ de oameni într-un interval scurt. Păi ce să vaccinăm noi, mă? Noi suntem praf, noi nici nu avem vaccin, nici nu avem organizare, suntem vai de capul nostru. Deci după ce că sunt probleme cu vaccinul, cu efectele adverse, pe termen lung, pe termen scurt, toate astea, noi nici măcar nu avem capacitatea, cum face Israelul acum, de a vaccina foarte mulți oameni. Dar atenție, Israelul, cu toate că vaccinează, el a descoperit un remediu, zice-se. Acum am văzut și eu niște uh, documente, video, chiar doctor din Israel, mi-au fost trimise de niște prieteni de-ai mei, uh, și uh, am văzut acolo că deja oameni buni vă dau, ca, cum v-am dat și cu ivermectina, vă dau în premieră faptul că Israelul a descoperit antidotul supra-ultra-verificat pe nu știu câți pacienți. Uh, antidotul universal împotriva COVID. Deci, în principiu, oamenii nici nu ar trebui să. Dacă izraelienii zic treaba asta că îi fac experimente, bă, nene, nu se joacă. Deci, dacă ei au descoperit acest nou antidot împotriva COVID, înseamnă că lumea nu ar mai trebui să se vaccineze. Lumea ar trebui să se trateze. Pentru că. E un număr foarte mic de oameni care sunt bolnavi și de ce să vaccinezi toată populația, doamne ferește, a planetei, dacă doar un număr foarte mic de oameni e bolnav, nu? Adică mai bine îi tratezi, e de bun simț, nu? Nu cred că spun o aberație. Și acum, ideea este că vaccinul în sine, după ce că are aceste efecte pe termen scurt, bă, dar de rapid, ați văzut-o pe asistenta din state, în 17 minute, Femeia a leșinat. Nimeni nu a știut ce s-a întâmplat cu ea. Nimeni nu mai știe de atunci ce s-a întâmplat cu ea. Și a șters Facebook-ul cu tare. N-a mai putut să aflu niciun nimic. În fine, deci, cinci. Chiar dacă nu te vaccinezi, aici e foarte important ce spune doctorul Duță, chiar dacă nu te vaccinezi există scheme terapeutice foarte eficiente care dacă se aplică la timp vei traversa relativ ușor episodul de boală. Adică e ca și cum ai fi răcit. Ești răcit, te duci la farmacie, ți-ai luat mâine nu mai e nimic. Dacă e o formă mai gravă de răceală, poate mai e și un antibiotic. Știu eu, poate îți recomandă doctorul tău de familie, ceva în plus. Dar, în două, trei zile, ai plecat pe picioarele tale, n-ai nicio treabă. Așa și cu COVID-ul. A, că sunt oameni care au comorbidități și au probleme. Da, sunt de acord. Și că pot avea niște probleme mult mai grave. Dar nu uitați un lucru, vorba lui Alexie, din Vegas. Prietenul meu, alt doctor de marcă, care a spus în felul următor. Dom'le, când a venit Mihai Budeanu de la uh, 3 Sud-Est în uh, spital la Mangalia, i-ați dat șanse de uh, viață? 5%. 5%. Omul se simțea foarte rău, el și un pic așa obezel, deci avea probleme majore. I-a transmis protocolul cu ivermectina în cap de la Vegas, și omul este bine mersi sănătos. Ce arată treaba asta? Arată că atunci când Alexie a ieșit la interval și a încercat să lămurească pe toată lumea că Ivermectina e bună, ați văzut cum i-a sărit în cap Rafilianu? Și toți ăia? Păi eu când am vorbit de Ivermectină, gâdea habar n-avea uh, cu ce să mănâncă sau câte ure are în cap. Dar după aceea a făcut și el o emisiune și a doua zi face altă emisiune. Și zice... Uh, domne, s-a dus o echipă de-a noastră și nu mai era ivermectină pe toate uh, farmaciile veterinare. Bă, băiatule, nu mai era ivermectină pentru că vorbisem eu cu trei luni în urmă. Ivermectina să terminase de când lumea și pământul în farmacii. S-a trezit și el să fac o emisiune. Deci facusem eu mai multe emisiuni, după aia a preluat de la mine Ciutacu, că doar am vorbit personal cu el la telefon, și i-a spus, fă mă asta cu Ivermectina, să vezi că e important, că nu știu ce, că facem un serviciu oamenilor. Da, da, da o fac, o fac, până la urmă a făcut-o și el. A făcut-o și tu că... și abia după aia trezește și gâdea. Ultimul, domne, că să vezi că o fică s-o Deci asta este realitatea la noi. Niciodată nu ți se recunoaște vreun merit în viața asta. Domne, cine crede el că are mai multă audiență? El zice că el a fost primul. Că se bazează pe faptul că lumea n-a văzut. Bă, prietene, ultimul meu live, la el s-au uitat un milion de oameni. În live-ul ăla am spus cât se poate declara. De acum încolo, lumea va începe să vorbească despre ivermectină. Și live-ul era de acum vreo 3 săptămâni sau o lună, ceva de genul ăsta. După ce eu mai vorbisem cu câteva luni în urmă. Sigur că au sărit toți în capul lor, că OMS-ul, că FDA-ul din America, că nu știu ce. Până la urmă toți s-au lăsat o moartă, pentru că și-au dat seama că efectul este benefic și că ivermectina ajută. Acum au apărut ultima dată ăștia care chiar produc ivermectina și s-au gândit ei că parcă n-ar fi chiar sigur, că nu s-a demonstrat precis, că de unde, că sunt țări întregi care deja au acceptat ivermectina în tratament. Dar ca să continui și să termin, aceste, dacă aș putea spune, sunt 8 și sunt practic, nu e un decalog, care are doar 8 uh, uh, sugestii, ale doctorului Duță pentru toți doctorii din România. Că ce să spună ei medicilor, medicii pacienților atunci când vin să se vaccineze. Și zice așa, este de evitat fenomenul de hiperstimulare imunologică. Asta e ceva foarte important. Adică de biciuire, de supraturare a sistemului imunitar pentru că poate avea efecte imprevizibile. Înțelegi? Cu alte cuvinte, este de la de sine înțeles că ar trebui măsura nivelul de anticorpi specifici înainte de vaccinare. Ce rost are să vaccinezi un pacient care are deja anticorpi în urma procesului natural de imunizare? Știut sau nu? Bă, ce vrea să spună omul ăsta aici, mă? Ceva foarte de bun simț. Deci tu când iei la vaccinat oamenii, tu nu-i testezi. Să vezi dacă nu cumva în momentul ăla, chiar în momentul ăla e bolnav de COVID. Să vezi dacă nu cumva el a fost bolnav de COVID și nu știe, și probabil a dezvoltat niște anticorpi, să vezi dacă nu cumva a fost bolnav de COVID, știe, are anticorpi și ce nivel de anticorpi are. Voi știți treaba asta? Că, de fapt, pe nimeni nu interesează. Deci pe nimeni nu interesează treaba asta. Vaccinează pe, ca vitele la tăiere, vaccinează pe bandă rulantă, cine dorește, bineînțeles, slavă Domnului că nu ne-a obligat, deci vaccinează pe toată lumea, fără ca ei să știe Băi, fraților, dacă oamenii ei sunt într-un stadiu sau altul al bolii. De ce ambarnau? Șapte. S-au observat că există pacienți care dezvoltă boala după prima doză de vaccin. Normal să întreabă, bineînțeles, oameni. de ce trebuie cum voi fi vaccinat dacă eu dezvolt boala? Iar rezultă două ipoteze. Ori pacientul era infectat în momentul vaccinării, ori s-a infectat ulterior administrării primei doze. Ceea ce ne duce logic la gândul că anterior administrării primei doze. Ar fi necesitat un test, era de bun simț, ca să știi în ce fază să află omul. Dacă testul este pozitiv, este de bun simț că nu ar trebui să facem vaccin. Pentru că s-ar produce efectul de hiperstimulare imunologică arătat la punctul 6, ce am discutat mai devreme. Iar organismul ar fi supus la doi factori de stres, virusul propriu zis, dar și vaccinul. Adică ce vrea să spună aici doctorul Duță? Vrea să spună următorul aspect. Îți vin factori imunitar din două surse. Pe de o parte, corpul tău dezvoltă logic, de vreme ce ai luat uh, virusul, corpul uman vrea să uh, arunce în luptă anticorpii lui și să luptă cu virusul. Și în timp ce el se luptă cu virusul, tu bagi în corp un vaccin care are fix același principiu. El îți dă o secvență acolo de virus care trebuie să-ți dea anticorpii și pe două căi diferite se poate produce un fenomen de hiperstimulare imunologică, care poate duce la orice. De aia se pune întrebarea dacă nu cumva în timp poate genera chiar cancere. Dar ăștia iau în derâdere aceste lucruri, ceea ce nu e deloc în regulă. Pentru că asta o spune un doctor, super documentat. Eu doar nu fac decât să citez. Nu mă cred eu vreun deștept și eu întotdeauna când am afirmat câte ceva, am afirmat pentru că vorbisem cu acești oameni și știam exact niște lucruri. Și slavă Domnului, cred că dacă mai continui așa, devin și eu specialist. Deci, ultima, opt. Imunitatea oferită după prima doză de vaccin este relativ modestă, spune un doctor. Ceea ce face necesară administrarea unei doze de rapel, adică a doua doză. S-a observat că unii pacienți dezvoltă boala chiar și după a doua doză. Iată, este consecința faptului că pacientul se infectează între cele două momente ale administrării vaccinului. Îți dai seama ce ghinion și pălă. Adică eu de un an de zile am făcut tot ceea ce se putea face omenește. Am fost la mitinguri, am avut 100 de emisiuni, am avut invitații în emisiuni. Nu am purtat mască în interioarele respective, pentru că era absurd să stau cu oamenii să-i pun să poarte măști la emisiuni. Cum am mai văzut câte un bezmetic de ăsta pe la CTP-ul apare cu mască în direct. În fine, treaba lor. Rafilianu apare cu mască, dar știți că Rafilianu s-a îmbolnăvit de COVID. Rafilianu era ăla care a apărut la o conferință de presă și când și-a pus masca pe mutră, s-a necat. Ceea ce arăta clar că el nu purta mască niciodată. Deci el s-a necat, mă, omul. Deci a fost cea mai penibilă fază. Au venit ăia să-i dea apă, să nu știu ce. N-a înțeles nimeni nimic din acea minunată conferință de presă. Bun. Și atunci vă dați seama ce ghinion poate să aibă unul care să facă prima doză de vaccin, să o facă și pe a doua și după aia să se trezească bolnav de COVID. Și toată lumea se întreabă, Bă, cum dracu s-a întâmplat chestia asta? Și vine doctorul Duță și spune aici consecința faptului că pacientul se infectează între cele două momente ale administrării vaccinului. Între doza normală și doza de rapel. Ceea ce înseamnă că înainte de a doua doză de vaccin, pacientul ar trebui să beneficieze din nou, de un test PCR pentru a evita fenomenul despre care vorbim de hiperstimulare. Dacă testul PCR este pozitiv înainte de administrarea apelului, ce rost are să-l dai pacientului și să dai a doua doză de vaccin? Pentru că este evident că se va produce o furtună imunologică cu consecințe greu de anticipat. băi, de ce nu vine mă un doctor la televizor să spună lucrurile astea? Mă? De ce mă sunt obligat eu să le spun din bun simț? Pentru că e un doctor pe care îl apreciez, un om de calitate, și care și-a scris și el acolo pe Facebook-ul lui treaba asta și-a pus textul ăsta. Și-am văzut textul și-am zis, vrei să iau și eu textul ăsta să-l pun la mine? Și-am să-l și citez în live-ul meu. Și-a zis, te rog, că la mine s-au uitat 100 de oameni. Deci, vedeți cât de incorrect e să vii cu doctori care prezintă lucrurile dintr-o anumită perspectivă. Dar de ce nu iei și partea adversă? Că eu am fost acuzat că eu invit numai doctori din ăștia, care sunt cărcotași, de al de Constantinescu de la Iași, uh, Ciuhodaru, Monica Pop, uh, Iată Păduță uh, și alții, alții de genul ăsta. Și că de ce nu invit și pe ceilalți? Pardon, pardon, îmi pare foarte rău. Dar eu i-am invitat pe toți. L-am invitat pe tătaru, l-am invitat pe Arahatu, uh, Arafatu, îmi cer scuze, asta e definiția, uh, definiția, Nickname-ul pe care l-a dat poporul, și discutăm și de el imediat, și bineînțeles că l-am invitat și pe uh, Rafilianu, și pe străinu, și pe toată lumea. Nu a venit niciunul niciodată. Știau ei că intră în tirul meu de întrebări, și când îi luam într-o șarjă, la revedere, să și mecheria. Și mai era și un Constantinescu, sau un Duță, sau Monica Pop. Și că ați văzut ce a făcut Monica Pop cu ei pe unde s-au mai intersectat pe aici și pe acolo. Și acum am un pies un, aici la, la sfârșit. PS, cum vrei să spuneți. Medicina este o meserie făcută de oameni care încearcă să facă ceva concret pentru alți oameni loviți de suferința bolii. Și a semnat doctorul Lucian Duță. Foarte frumos text și am vrut neapărat să vi-l citesc pentru că ar fi fost păcat să nu vi-l citesc și să nu rămână în acest live. Acum rămâne de văzut dacă acest live va rămâne pe Facebook, pentru că iată mi s-au lichidat două săptămâni din Facebook și vă anunț că mi-am făcut cont și pe MiWi. MiWi, adică M-E-W-E. MiWi este un fel de Facebook paralel și sigur că da, puteți să veniți și voi acolo. Deja cred că am în momentul ăsta câteva sute de Prieteni, și acolo, și dacă ne-o tăia aici, să avem și noi unde să ne exprimăm, să avem și noi unde să ne adunăm, să avem și noi unde să ne organizăm, pentru că Patria intră în organizare. Și așa cum am promis, eu mă țin de cuvânt întotdeauna, voi organiza Patria pe structuri exact ca și cum ar fi un partid, doar că ea este doar un ONG. O să fie structuri teritoriale în toate județele, în toate orașele importante, începând cu Bucureștiu și treaba asta se întâmplă fix de mâine încolo. Așa că să nu mai zică lumea că vai Lazarus numai vorba de tine și nu știu ce. Păi nu, nu, nu e vorba de mine. E vorba de faptul că eu am făcut întâi personalitatea, am luat personalitatea juridică, numele, am lansat-o pe net, am discutat despre această structură, despre acest ONG și acum începe să ne organizăm. Și vom fi opoziția extraparlamentară. Păi și oamenii ăștia care nu, a, nu au uh, votat, deci avem 30% care au votat, 70% care nu au votat. Păi suntem marea majoritate a. A, ah, am uitat să vă spun că nici eu n-am votat. Minunat. Nici eu, nici familia mea n-am votat. N-am avut cu cine. Ok? Deci, marea majoritate, 70%, eu fac parte dintre voi, cei 70% care n-ați votat. Și noi suntem vocea voastră. Practic opoziția extraparlamentară 70% din populația României cu drept de vot nu a votat. Bă, din ăștia 70% noi încercăm să scoatem vârfurile și să plecăm la luptă, tati. Despre asta e vorba. Scurpe doi. Și toți aceia care au scris pe net că nu mai vorbe. Că nu... Atunci o să vă văd eu. Atunci o să vă văd eu dacă aveți de gând să faceți ceva. Deci, treaba este în felul următor, ca să înțelegem o situație. Cenzura este acum la mare modă și este foarte importantă. Noi trebuie să fentăm cenzura, trebuie să eliminăm cenzura. Eu nu am spus niciodată tâmpenii în aceste live-uri. Eu dacă am spus ceva, după aceea s-a confirmat. O să auziți de medicamentul din Israel. Zilele astea o să auziți de el. Pentru că am primit știrea și o să auziți de el. O să vedeți și o să se lau de evrei că ei l-au descoperit și așa mai departe. Bravo lor! Felicitări! Deci o să auziți de... Am spus treaba asta că Șoșoacă nu se va înțelege cu Simion și că ori va pleca, ori va fi dat afară de la începuturile începuturilor. S-a întâmplat și asta. Am spus că acest vaccin este insuficient de testat și doctori din ce în ce mai mulți Mă confirmă și apar din ce în ce mai multe voci care spun aceste lucruri, și mare, o mare majoritate dintre doctori nu vor să se vaccineze. Ca să ne înțelegem. Vă dați seama, dacă chiar ei, doctorii, nu vor să se vaccineze, despre ce vorbim? Fix despre asta. Eu nu cred că e necesară o cenzură cu privire la dezbaterea cu și despre vaccin. Nu văd logica. De ce ar fi o cenzură? De aceea eu o să mă exprim liber în continuare și o să exprim numai puncte de vedere corecte și argumentate cu privire la această treabă. Atâta timp cât se descoperă tratamente care vizează vindecarea COVID-ului, atâta timp cât toate aceste tratamente pe diverse zone, faze, timpi, au dat rezultate. Și iată, China nu are probleme cu COVID-ul, deși de acolo a plecat. Coreea de Sud, Australia, Noua Zeelandă, toți oamenii ăștia au experimentat printre primii. Și au luat măsuri, au făcut diverse treburi, lockdown-uri cu tare, aia, aia, aia. Cum spuneam și altă dată, Dubaiul a avut lockdown exact odată cu noi. Dubaiul e țară bine mersi, liberă, n-au nicio treabă, noi stăm închiși, noi avem tot felul de probleme. Slavă Domnului că s-au deschis școlile și că s-a dat drumul la restaurante. Mă întreb, cât va dura treaba asta? Dar industrii întregi sunt pe butuci. Firme întregi sunt pe butuci. Unde este aportul guvernului? În toate țările s-au dat bani oamenilor. În America, Trump le-a dat o groază de bani americanilor. În Europa, în Anglia, în Germania s-au dat fel de fel de bani pentru persoane fizice, pentru firme. La noi unde e chestia asta? Nu e. Pentru că noi suntem praf întotdeauna. Noi topim miliarde în sănătate. Dar așa de bine e în sănătate că iau foc spitalele. Și când îi tragi la răspundere și vrei să demisioneze, să ducă dreacul, că nu știu cum de îi mai rabdă pământul, atunci nicio treabă. Nu au nici cele mai, cel mai elementar bun simț să zică, domne, ne pare rău, asta e. Nu suntem în stare să guvernăm, la revedere n-am cuvinte, eu îmi depun demisia, emisia, este mult mai bine așa, asta e viața. Deci nu există acest bun simț, eu asta nu înțeleg. Păi frate, când mor oameni, când cheltui miliarde, când nu ai niciun feedback, când o dai cu buteliile alea de oxigen, de explodează în spitale și mor oamenii carbonizați, când legi oamenii de pat, nu uitați filmul meu pe care l-am prezentat cu ceva timp în urmă, e și pe Facebook, cu femeia de la Balș, de la același Balș, care arăta că era bătrânica legată de pat și că făcuse pe ea pe acolo și umpluse de rahat tot salonul și stăteau cu o femeie gravidă care nu mai suporta și țipau bietele femei după asistente și nu venea nimeni. Da? Deci rețineți, femeie legată de pat, bătrânică, care era și ea, săraca, dementă, senilă, probabil, sau ce avea, Alzheimer, femeie care țipa după asistente, și tot, salo, tot toate saloanele, de fapt, cu holul, erau închise, încuiate. Și nu venea nimeni. Ore întregi nu a venit nimeni să spele rahatul ăla de acolo, să aibă grijă de ele, să fie tot în regulă. Bă, deci asta eu am arătat în film. Adică despre ce vorbim? Filmul ăla a făcut nu știu câte milioane de viuri. Apoi, femeile săracele care au luat mortul în sicriu fără să-l identifice. Și care spuneau că nu este bolnav de a fost bolnav de COVID, nu de COVID a murit. Filmul ăla pe care de asemenea l-am prezentat a făcut 9 milioane. E aici pe contul ăsta. 9 milioane de viuri. 9 milioane de oameni s-au uitat la filmul ăla. Adică noi am prezentat aici fapte reale, nu vrăjeală. Noi nu avem timp de vrăjeală. Noi prezentăm ceea ce se întâmplă. La emisiunile mele au fost prezentate lucruri adevărate. Nu umblăm cu fake-uri, nu umblăm cu teorii conspiraționiste, nu umblăm cu tot felul de aberații, nu umblăm cu tot felul de tâmpenii ca să ce? Mă descalific eu ce rost ar avea să pun în circulație aberații. Deci, asta cu cenzura, în principiu mie nu mi se aplică. Mie nu ar trebui să mi se aplice. Își cere scuze acum youtube pentru că mi-a șters mie filmele cu ivermectina? În condițiile în care nu știu câte țări au aprobat-o ca tratament? Își cere scuze youtube față de mine și îmi, pune, îmi repostează filmele? Nu! Păi nici nu ai cu cine să discuți! Trimiți acolo niște reclamații, nu te bagă nimeni în seamă! Asta e nenorocirea! Adică, totuși, aștept o răspuns de la Facebook să-mi explice și mie ce s-a întâmplat cu ultimele două săptămâni de postări. Și de discuții Pentru că acolo era inclusă și această chestiune Cu incendiu de la uh, Balș Un incendiu care n-avea decât 5 zile Apropo de încuiat Oamenii prin saloane Nu uitați și la Piatra Neamț La Piatra Neamț cei 15 oameni Care în final au murit Că de la 10 s-au făcut 15 Erau de asemenea încuiați în saloane Bă deci voi vă dați seama Cu ce ne confruntăm noi aici Deci oamenii ăia În saloane încuiați și explodează buteliile pe ei și nici un uh, oficial nu are niciun stres? Adică Voiculescu ăsta, șoricelul fără studii, ajunge ministrul sănătății? Pe păi, oricare dintre noi e mai bun, mă, minister, uh, ministrul al sănătății. Eu sunt mai bun, o groază de prieteni pe care îi cunosc. Medici de mare calitate și de mare competență și morală sunt mai buni de 100 de ori. Nu, ei îl pun pe acest Voiculescu. Dar tu la ce te pricep, mă? La ce te pricep Te pricep la ceva concret? Că tu ai făcut în 11 ani un master de un an și după aia ai venit să faci aici cu încă o amețită falsuri în acte ca să ții tu o... un minister, un minister al sănătății unde se toacă 4-5 miliarde, 6 miliarde de euro pe an. Păi, aia e pușculiță mare acolo, tati. E pușculiță mare, mare, mare. Sunt niște implicații majore acolo. Acolo sunt toate serviciile cu ochii, uite așa. Dar ce bine să uită ele că niciodată nu văd nimic. Nu știu care-i treaba. Și totul merge perfect. Deci, una peste alta, observăm ce se întâmplă. Este o impostură și este un, un o infuzie de tute și de incompetenți în funcții de nu pot să mă mai exprim decent. Îmi vine să o iau razna. A pus-o pe aiurita aia la ape. Păi aia de la ape, pusă de la, Păi aia nu știa ce e la master. Când a întrebat-o, aveți studii superioare? Da, am master de 5 ani. Păi aiurit-o, masterul să face 6 luni, un an, Hai, poate, 2 ani. Da, mai mult de atât nu să face masterul. Cum să ai un master de 5 ani? Păi am, am, lucrat la master club biliard. Păi voi vă puteți imagina cât de proastă e cetățean ca aia. Bă, de deci ce aia habar n-are pe ce lume trăiește? Când a pus-o să deschidă calculatorul, băi. Bă, de deci ce aia nu știa să deschidă calculatorul? Voi vă puteți imagina una ca asta? Cât de proastă să fii să nu deschizi calculatorul. Ea punea mâna pe uh, ecran. Că ea era obișnuită, mă, femeia, de la casele de marcat. Ha! Ea le lua banii la Master Club Biliard, unde muncise, făcuse masterul la Master Club Biliard și le lua banii. Și ea nu știa să deschidă un calculator. Bă, deci, avea alte calități, evident. Noi știm că suntem lămuriți cu treburile astea. Ai -altă, pipița aia, s-o bage acolo, la spital, la Cluj. Directoare? Păi, Are și aia vreo două facultăți. Mă, dacă eu sunt o întreb elementele infracțiunii, cred că... Păi, de mine, sau niște principii de drept, sau ce e la dreptul roman, sau... Habar n-au, mă, pe ce lume trăiesc, habar n-au. Ăștia ne, ne conduc pe noi. Ăla care a ajuns ministru, sănă, ministru justiției. Uh, justiției. Păi ăla, acum nu știu câți ani, el își falsifica documentele ca să iau o amărâtă de garsonieră, mă? Cât de găinar poți să fii, mă, să-ți falsifici documentele ca să iau o garsonieră? Și în final ajunge ce? Ministrul Justiției! Păi, Băi, nu se poate așa ceva! Îl altul de la Brașov, Coliban ăla. Bă, Coliban, auzi, a fraierii lumea în campania electorală, care nu știu ce studii, bla bla, vrăjeală, nu știu ce, și când l-au prins, să știa că nu avea facultate nici ăla. Uh, Am pus-o eu acolo, așa, dar de fapt n-am terminat-o, dar... Asta e, ce să facem? Deci, el nu vota pe. nu votau, nu jura pe Biblie. De ce nu jura pe Biblie? Pentru că ei n-au un referențial, n-au o instanță morală asupra căreia, uh, față de care să se raporteze. Bă, cum e românul, simplu ortodox, jură pe Biblie, te duci la proces și te pune să juri pe Biblie. Domn, jură pe Biblie că vei spune adevărul și numai adevărul. Așa e și la americani. Și atunci cumva mă gândesc eu, eu așa mă simți, nu știu, cumva te simți apăsat de o responsabilitate. Păi totuși dacă am jurat, păi sper jurul. Sper jurul e infracțiune super gravă, mai ales la americani. Deci când juri pe Biblie, îți asumi treaba asta, adică juri cumva și față de o instanță morală divină mult deasupra ta în raport, nu numai cu judecătorul. Păi ăsta pe Coliban, dacă îl cheamă odată să jure pe ceva într-un dosar penal, pe ce o să jure? O să zic că el jură pe, pe conștiința lui, jură. Da, dar conștiința lui e ușor deraiată. Că dacă a mințit că are studii, nu știu ce facultate avea, de cibernetică sau nu mai-ți minte, și de fapt nu avea. Deci, când vine și jură, jur să reprezint, să fac, să dreg să ajut, să nu știu ce, față de cine jură el. Că el nu are niciun referențial divin față de care să jure, față de care să-i fie, nu știu, măcar o teamă sau o rușine sau ceva. Deci, vedeți ce oameni punem în funcții. Ei n-au nicio treabă. Într-adevăr ăștia sunt precum comuniștii ăia vechi. Că ăia n-aveau nici mamă, nici tată, n-aveau nici moșchiăciun, n-aveau nici paște, n-aveau nimic, n-aveau nici Dumnezeu. Ei erau atei. Și că ateul n-are el la ce să se raporteze. Ateul este și o chestie care nu crede în nimic, el crede în conștiința lui, dar nu prea l macină când face o mizerie. Am observat treaba asta. Ok. Bine, deci să nu uiți și de la care era șeful grupului de comunicare, nu mai știu cum îl cheamă, care pe al îl pusese Orban. Că și ăștia de o și USR și PNL, vai, steaua lor. Deci ăla la fel. Ăla era șeful grupului de comunicare, mă frate. Bă, și el avea liceu, mă. El avea liceu, Care-i treabă? Dar el și-a bătut joc de noi toată perioada pandemiei. Bravo, tot. Excelent. Și când l-a întrebat Orban, pe Orban a zis, e un băiat foarte calumea și e foarte muncitor și e foarte ok, dar n-are studii. Dar dacă e muncitor, nu e nicio problemă. N-are rost să vorbim noi despre diplomele noastre, despre aventurile noastre din studenție, despre cât de vocali și cât de cunoscuți am fost, că ar zice lumea că ne laudăm, deci n-are rost. Dar mă uit în oglindă. Deci oameni pe care îi cunosc foarte bine, oameni de calitate, oameni care activează la muncă, la munca pe care ei și-au dorit-o, pentru care au făcut studii superioare și mastere și au diplome reale, nu inventate și așa mai departe, stau în banca lor acolo și se uită la spectacolul lumii. Un spectacol prost, jucat de cabotini, care habar n-au pe ce lume trăiesc și care toacă banii României. Despre asta este vorba. Și noi ne uităm la un parlament impotent, condus de niște cetățeni care numai binele nu ni vor, nici măcar la privind sănătatea. Asta e o vrăjeală că i-ar interesa, interesa pe ei sănătatea noastră. Și acest cetățean de la PSD, care conduce minunatul partid, s-a gândit și el să facă o moțiune împotriva Ministrului Sănătății. A făcut o moțiune, nu știe dacă are voturile. A făcut o moțiune. Acum, frumusețea acestei chestii care, în cazul în care trece moțiunea aia, deci atâta lucru au fost și ei în stare. PSD-ul, Aurul, toți ăștia care se crede într-o opoziție, într-o luptă acerbă cu puterea, care e o nenorocită și care, iată, ne fură banii și vai ce nenorociri fac și sunt niște impostori, niște incompetenți. Corect, toate sunt adevărate. Dar tu ce faci? Tu care ai fost votat și care ești acolo în Parlament, ce faci tu? Păi ce credeți mă că fac ei? O moțiune simplă. Împotriva Ministrului Sănătății. Și în cazul în care trece, ce finalitate are? Vă spun eu, niciuna. Deci au făcut o moțiune la mișto în timp ce ăștia fac mișto de noi, de fapt. Că ei continuă să prelungească stările de alertă. De ce? Că o să pot să continue cu fel de fel de achiziții, de combinații, să cumpere măști, să cumpere toți dracii de pe lume. Și noi habar n avem ce se întâmplă. Da? Corect? Bă, dar eu întreb. Întreb. Bă, care-i moștenirea voastră, mă? După ce o să plecați voi, că toți sunteți vremelnici în funcții, care-i moștenirea voastră, mă? Ce ați făcut voi, mă, pentru țara asta? În 31 de ani. Care să poate lăuda cu ceva? Că a făcut ceva. În 31 de ani de zile. Care-i moștenirea voastră pe care o lăsați urmașilor voștri? Niciuna. Industria a făcută praf, tăiată dată la fier vechi, terenurile rămase în urma unor distrugeri, unor fabrici, unor chestii viloase pe ele, bănuțul băgat la buzunar unor politicieni, iar ce a construit Ceaușescu, voi n-ați fost în stare nici măcar să întrețineți. Pe scurt, din potrivă ați distrus. Și acum vor să vândă tot. Hidroelectrica, transgaz, toate astea, cec. Asta a mai rămas de ciordeală. Vor să termine și cu asta. Bă, noi ar trebui să ieșim la rampă și să nu lăsăm mă, să se mai vândă nimic din țara asta. Mă. Pe bune dacă nu. Dar chiar suntem glugă de coceni noi, mă, în țara noastră. Să-i lăsăm pe ăștia să vândă tot. Dar ea să nu mai vindeți, mă, voi nimic. Scurpă doi. E -te așa. Să vedem noi care sunt datele, cel puțin 3-4 întreprinderi dintre alea care sunt de vânzare sunt ultra-profitabile. De ce să le mai vindem? Iată că ce, le, le vor aia de afară? De ce dați mă ordine voi peste noi? Adică noi suntem ce? Colonia voastră, am înțeles, da? Suntem colonie. Ok, ia să nu mai fim în noi colonie. De exemplu, hai să ne enervăm și să nu mai fim colonie. Și să nu mai vindem nimic și să ne prezervăm toate resursele și ce mai avem bun în țara asta? Ce ar fi să facem treaba asta? Nu avem cu cine? Păi nu avem mă, cu politicienii ăștia care sunt de fapt niște politruci, ce să facem? Asta e. Deci, una peste alta, remarc uh, impotența absolută a acestor politruci de 2 lei care, după ce văd că iau foc spitalele, după ce au bilanț, iată, numai în câteva luni, aproape 40 de morți care se duseseră la spital ei ca să fie tratați. Și în final i-au trimis acasă carbonizați. Da? Deci după ce au toate astea, ce găsesc ei de cuvință? Tătarul s-a dus, s a făcut parlamentar, fost un ministru al sănătății, iar ăsta Voiculescu, care nu are niciun fel de studii, nu-și dă nicio demisie, că ce rost are să-și dea el demisie? Îl doare undeva. Și ei ce fac, opoziția? Ei face o moțiune simplă ai să mor Moțiune simplă, care nu are nicio finalitate. Admițând că trece, asta nu-l obligă pe la să-și dea demisia. Deci cine-l obligă să-și dea demisia? Păi, noi cred că poporul. Să văd un curent în popor care spune, gata băi, s-a terminat, nu te mai suportăm. Chiar îți bagi joc, tu și cu gașca ta de faliți impostori, duceți-vă nene la plimbare. Și cu asta basta. Dar nu văd această treabă. Nu văd decât niște texte pe Facebook, niște treburi. O să vedem când preiau inițiativa câți o să veniți. Chiar sunt curios. Mă rog, eu o să organizez patria și o să mă bazez pe niște oameni și când o să mă bazez pe oameni, o să vedem dacă o să schimbăm ceva în țara asta împreună sau separat. Sau vedem cum. Deci, cam asta am vrut să vă spun, dragilor, astăzi. În cazul în care eu n-am putut să văd mesajele, dar o să mă uit, promit, după aceea pe ele, în cazul în care am supărat pe cineva pentru că am fost foarte direct, îmi pare rău, în cazul în care mulți dintre voi ați fost mulțumiți de ceea ce ați auzit, eu nu pot decât să mă bucur. Așa că, dragilor, trăiască patria, să fiți iubiți, ținem legătura și v-am anunțat că încep emisiunile, că vom continua cu live-urile și pe Facebook și în alte părți, că am deschis și cont pe MiWi, deci vă aștept și acolo, ca în cazul în care vom fi cenzurați pentru că ne permitem luxul să spunem adevărul, să fim cenzurați, asta e, o să mergem mai departe. Nu ne speriem, nu ne îndoim, nu ajungem la 90 de grade așa, noi stăm drepti. Căci brazii stau drepti în general. Cam asta. Nu se îndoaie, se frâng. Îl citam pe un camarad vechi. Deci una peste alta, dragilor, ne reauzim zilele astea toate cele bune și aveți grijă de voi, căci dacă voi nu aveți, até cine saiba